Așa. Să intrăm noi direct live. Nu mai băgăm cu introducere, pentru că live-ul e continuarea de la partea întâi. Ia să vedem acum cu băieții care apar. Bun. Ne așezăm confortabil și plecăm, că mai avem două curse. Aia zic, bravo irlandezule. Zile tu la băieți, că eu nu vă aud. Zile tu la băieți să dea în spate. Să dea tot rândul ăsta în spate, că poate mai intră aici, poate mai vine cineva și mai intră un camion, două aici. Rândul ăsta din dreapta, dați-vă în spate aici. Și ăsta nu de face așa. Hai, Marx. Băi, băiatule, băi, ce convoi tâmpit. Băi, ne-a luat toată ziua, bă, azi ne-a rupt. Salut, ghețău, să trăiești. Băi, ne-a rupt, bă. Ne-a rupt, toată ziua ne-a luat-o, da? Asta este. Așa suntem noi. Ăștia suntem noi. Cine suntem noi? Faraoni! 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 Adevărat! Nu știu ce a spus băiatul ăsta, dar cred că are dreptate. Noroc, Răzvane! Ia uzi. A, nu șuresc comunitățile, bă, frate. 41 pe server. Sunt 3 aici. Și cu 4, 2, 5, 3, 8, 12 și cu 3, 5 pe noi. Dar unde-s ceilalți? Te mai sunt aici 3 de la Viva. Aici nu-i nimic. Ăștia își țin convoile cu noi, băi tată, dacă n-am fi noi. Stai că suntem la runda. Suntem la cursa Emre, Denis. Ce joc e ăsta? Minecraft 3 Simulator 4. E nou, e un joc ieșit nou acum. Dacă avem mai mult, tot avem 8000 făcuți. Mai avem 3400. Mai avem două curse, a câte 1700. Asta doiul care asta 3 de doiul, asta nu doiul, treiul, a fost cea mai. Partea a treia a fost cea mai mare, a fost 3500. Unde am făcut eu puțină pauză, că, na, nu puteam să le duc pe toate. Nea Dani cel voinic și merele de aur. Bun. Și mai stăm un pic, la și 15 plecăm, în 4 minute plecăm. Ia să vezi, băieții, la ultima, că-s vagabonți ăștia ai mei, faraonii. Ia să vezi cum apar la ultima. A, uite, unul a dispărut de acolo. Înseamnă că nu mai poate să stea. Caterinca, nu-i mă Caterinca, cum spui Caterinca?
Să pleacă, mă, deja. Global pleacă. Can Prime Logistic please depart. Deci, pa, acum pleacă Prime Logistic-ul. Și acum urmează Faraonii. Faraonii care suntem ăștia. Să știu ce să punctez aici. Eu punctăm ce vedem. Aici era unul în mijloc, dar nu știu care era. Care ieșit dintre Nenuțul și Facă? Mie mi s-a blocat și eu cu Gabo. Că nu te mai văd aici. Așteaptă irlandezul, așteaptă să iasă băieții. Nu ieșiți așa, e frumos, profesional, bravo. Lăsați așa un camion, după ce pleacă unul, lăsați un camion, că așa să pleacă profesional. Ați văzut la început aia albaștrii, acum au ieșit toți patru dată, s-au înghesuit, parcă... Ce claxonează la eu, claxonam dată, că eu am difenul pe buton. Uite, acum am... Bă, dar ce am uitat să-mi pun... Hai, las că văd eu. E prea din față volanul, nu-mi place. Asta s-a prefixat în rând. Sper să meargă tare tura asta. Continuăm, Mihai. Hai. Continuăm. Ce comunitate din România a făcut vreodată un convoi de ăsta? Trebuie să mai aștepte ceva ani să mai poată face un convoi de ăsta de 11.000 de kilometri. Să-ți iau o zi întreagă, de la ora 11 dimineață, uite, ceasul 7. Și pe la 11 se termină. Dacă joc din tastatură, nu, din volan. Dacă jucam din tastatură, făcea volanul așa când viram. Uite așa făcea volanul când viram. Așa ar face volanul, pentru că cam așa, genul ăsta. Cam așa. Când merg ăștia, așa fac. Hai, cum vom vedea, se vede la mine că fac așa, la mine se vede totul fluind, cursiv. Dacă se ai bala îndoită, care te-a atins? Nu știu, banii l-au pupat în cur. Păi nici eu n-am văzut niciodată. Îți dai seama ce am acceptat noi? Kamikaze. Contează mult pentru imaginea unei comunități așa ceva. La plecare erau aia de la Prime Logistic, erau 11 și acum mai sunt 3. Ne-am plecat 12 la prima și acum suntem 15, cu 3 mai mulți. Și la ultima cursă, a patra, cred că o să fie mai mulți. Putem take, putem, ducem comunitatea, respectăm comunitatea în comparație cu voi care stați și vă uitați la desene animate, la Tom și Jerry, eu știu ce faceți voi acolo. Dar pentru noi e bine. La un convoi de genul ăsta să fim atâți. Mâine seară, iar. Mâine seară trebuie să veniți. Dacă aveți respect față de liderul de convoi de mâine, că își organizează un alt membru din comunitate și organizează convoiul. Alea sunt custom-uri, sunt neașteptate. Mâine vii? Foarte bine. Vezi că trebuie să vii mai devreme, că sunt ceva probleme cu așezările, cu nu știu, adică probleme. Nu sunt probleme. E un pic mai dificil. Cu așezarea, cu asta. Azi bagi ceva pe fermă? Păi îți dai seama că bag. O să fac, nu știu, pe la 11 se termină, cred că o să fac, nici eu nu știu cine e lider mâine, vedem. Da.
Da, mâine trebuie să veniți, dacă vreți. Adică e... Na. E ceva mai deosebit, un covoi mai deosebit, e tot așa de protocolar de ăsta, de ordin intern, custom de ăsta intern. Mai schimbăm un pic registrul tehnic. Mamă, m-a anunțat când dă kick, dacă nu aprindeam luminile. Va aprinde farurile. La ora 17, da, e ora 5 de asta. Băi, dar ferma, băi, a mai ieșit un pic din faliment, să vedem cum facem. Să mai strângem ceva bănuți, să mai luăm ceva, mă. Terenuri, vreau să unesc terenurile alea de bumbac acolo, pe... pe estul. Cât mai am? 3400 de kilometri, din două... din două reprize. Leo, la ultima parte, vii, tata, și tu? Mai avem cursa asta, apoi mai avem încă una de 1700, aia o luăm, o luăm așa pe spate, o luăm. Welcome to Belgium. European Community. Da, dar nu-ți vedeți și la farming. Păi nu trebuie să scoatem ferma din insolvențătate. Așa eu aș putea repede să o scot, știi ce aș putea face? Mă duc, mai creez două, trei ferme pe ferma mea și toți banii din celelalte ferme îi trimit în partea asta la altă. Și o fac păpușă, dar în două săptămâni m-am plictisit. Nu mai am ce să mai fac. E altceva când simți greu, când trebuie să depășești anumite bariere. E vorba de un sistem financiar bine pus la punct. Dacă nu îl îndeplinești cum trebuie și nu iei, nu iei, nu iei în seamă investițiile, deci acolo ai o statistică în fiecare lună, cum ești, pe plus sau pe minus. Din ce am văzut eu doar anul trecut, în iulie, ora din, adică vremea din joc, am ieșit pe plus. În rest, numai pe minus am ieșit în fiecare lună. Și cât am încercat eu, adică să fie, să fie o conducere bună, un management bun, să fie o, o gândire sănătoasă la a cumpăra utilaje și alea. Așa pot să mă duc, tată, cumpăr tot ce cheamă, fac o fermă mare, frumoasă, și apoi hai să ne jucăm, să facem pământuri, dar nu mai este același treabă, nu mai este același lucru. Ce, ce vine pe, pe moca, moca se duce. Nu rezistă nicio fermă cu... Abia a ieșit jocul, să fim serioși. Abia a ieșit jocul și deja noi să putem să-l terminăm, adică nu mai avem ce, ce face. Avem toate pământurile, avem animale, avem tot. Nu mai, nu faci nimic. Așa trebuie, greu, roleplay. Asta simți că joci. Nu degeaba am luat pe un an, am luat host. Păi da, i-au dedicat pe un an, de ce? Ca într-o lună să nu mai joace nimeni, că nu mai are ce face pe filmul, că avem utilaj, avem tot. Băieți, în față o să avem o trecere cu calea ferată activă, vă rog să treceți repede, dacă puteți și pe sens opus, dar să vă mențineți apoi ordinea.
Da, o să păstrez 40 km pe oră, să vă aștept. Dar nu ne aștepta tata. Ia și du-te în față, că noi abia așteptăm să dăm și noi un pic de talpă. Treci okay, și du-te și du-te țeavă, că oricum o să te oprești, că o să prinzi pe aia din față și o să ne regupăm. Un pic mai des, mai târziu, dar ne regupăm. Stai niște. Ok. Dă-i talpă normal. Să ne bucură și noi un pic de fugă. Nu mai poți să mai faci nimic, tata, că am fost la masă. M-am pus și o mișcare frică din rings. Ok, mă duc. Nu mai, tata, că am stat și la masă, am și fumat. Mi-am pus totul la cale. Bravo, Coi. Vezi, mi se pare este o barieră în față, să ai grijă, mărculeț acolo, e o barieră. Să nu dai în ea. Da, treceam și s-a activat. Marc, s-a activat barieră. Te pui pe... S-a zis, pe galben să nu treci, că poți să decedezi ușor. Păi când am trecut, eu s-a pus din nou. Da, 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 asta am zis. Tot nu a terminat. Oh, Laurențiu, mai avem tată, mai avem. Păi... Mai este tată. Băi, eu nu pare rău de convoiul ăsta, pentru că e unic în... Pe cel puțin pentru mine, eu n-am văzut convoi de 11.000 de kilometri. Să pierzi o zi întreagă pentru un singur convoi. Încă o dată arătăm eficiența, onoarea și atitudinea noastră ca și comunitate. Cum ne-am împărțit, cum ne-am lăsat, ne-am prezentat acolo, am făcut bine. Au ajuns Prime Logistic, da, Chrysler, Viva Logistic, care au 1600 de membri pe Tracker SMP. Și erau 3 acum, sau 4 mai erau. De? Deci faraonii sunt, tată, sunt comunitate forță. Nu o să mai dă alarmă, haideți că avem convoi nou. A noștri vin pur și simplu ca la ora prânzului. Știu că trebuie să fie ora mesei, vin ai mei la convoi direct. Țăranul pozograf. Ai început să scrii numai cu ăsta, cauți, mă, cauți caricii, Dani. Vrei? Vrei să renunți la codul celălalt? Și vrei să-ți faci prezența mai mult cu ăsta? Oricum ăsta e mai șmecher cu țăranul pozograf. Și acolo să pui un obiectiv pe avatarul ăla. Noroc, Edi. Mi-a apărut, mă, sărăcii de astea. Ai intrat să dai like. Hai că dai tu like dacă e. Da, da, avem fermă. Păi da. N-ai cum să nu ai fermă, pentru că stăm în loc. Stăm în loc, nu face nimic. Noi avem nevoie de activitate, să nu mai dăm timpul dat. Ne trebuie pământul, ne trebuie animale ca să lucrurile se decurgă natural. Pe un timp clasic de 5, pus pe 5, totul se decurgă natural. Să ai constant ce să faci.
Asta e runda a doua și ultima. S-au făcut 3 trasee în prima parte, mai sunt astea, 2 și gata. Nu, eu sunt mândru tare de tot, uite, mă uit. Iar am ajuns al la un convoi de 11.000 de kilometri, să ai, să ai băieții ăștia de dimineață de la 11, să ai, să ai 13 camioane la plecare și să fim 16 acum. Și stai să vezi că la ultima rundă mai vin vreo 4-5. Câți kilometri mai ai de parcurs? Păi mai am, mai am traseul ăsta, mai am livrarea asta de 1500 și mai avem încă una de 1700 și gata. La ora 11 am terminat, câte 7 jumate. Oh, și acum mai din spate, vedem. Bun, eram sigur. Pe câta salvare sunteți băieți? Pe penultima, pe a treia. Acum ultima, da. Mergeți pe Uppsala. Trebuie să o iei pe ultima, a patra. De la Uppsala poți să vin. Ați plecat de mult în asta, în cursa asta? Nu, dacă îi dai talpă tare, te duci, că noi mergem cu 50. Păi am intrat. Dă-i talpă când ajungi, că poți să mergi cu 130, că n-ar limită serverul de viteză. Numai să nu te răstori. Da, nu duce Scania asta, o să ce zici. Ba da, duce. Duce. Da? Da. Eu. Și încă cum? 160 duce. Pe o roată. Ar fi bine să vii, pentru că ai încă două puncte și de ce? Că te dă jos de acolo, de la veterani alții și ai să plângi pe urmă. Că hai intri... că mă dă pe mine jos, când vreodată? Păi ăștia sunt ambițioși. Dau eu jos, mă. Când o să aibă discuția asta, când o să aibă discuție furnica cu Bocanco, când vreodată? Păi dai mai tipauri cu 6 puncte în spatele tău. Dacă a venit la toate astea, deja poți să spui că treci acolo la bucă. Oricum am două, stai cu minte, oricum am două. Și eu tot două. Ia uite, mă, și mi-a venit și membru Apocalipsă. Ia uite, a venit Apocalipsa. Mamă, dar ce curde sunt aici. Asta îți vezi că e, că n-ai ploaie. Vezi, știu. Domnule, domnule, membru Apocalipsă, domnule, mie îmi spui. Mă, putea cum era să intru în găbule mai devreme. Băi, ați 10 sau 11 pentru discuție. Nu, mă, lasă la liber, lasă de acum, mă, că s-o obosiți, băi, lasă să vorbească, lasă. Nu, proceda bine, dar lasă să vorbească. Măi, ne mai luăm cu timpul, așa că mi se pare că trece prea greu. A dormit la volan, mă. Lasă să vorbim. A fost primele 3 bune, lasă acum să dăm drum. Hai că nu mai sunt 3.000. Eu am 3.269. 3.000 de kilometri, mers cu 4, deci argem mâine. Am nebunit Orofei cu aia, nu se poate așa ceva. A, da. Ia uite, mă, ce frustrare pe el, ce supărare pe Orofei. Aia e? Hai, păstrați distanță. Deja una mi-a dat-o, de la plecare, cine-i în spatele meu mi-a tras una. În teste cu el, în teste. Păi nu-i în teste, mă, că acolo nu-i vorba de condus, acolo e vorba de nerespectarea regulamentului. N-are treabă testul, ce treabă are testul? Vreau să mă și un teste pe cineva. Păi, Nortone, ieși tu. Și testul trece, o să te păcălească, că te trece testul cu condusul. Înțelegi că a conduit. Ce, mă, te-ai aprins iar, mă, Mihai? A, dar nu mi-e frică de aici la găbulea, că nu e punctat, stai nici. Iar ți s-a aprins, a ieșit ghearele cu aia. Care? Cine este dumneavoastră? Are legătură cu paraziții. Ia uite, un parazit. Nu, gata, scuze. Nu, că e vorba noastră. Nici de tine, nu mi-e frică de freaca, dar disc nu mi-e frică. Ia uite. Spune că m-au pricopsit, dar nu știu cât am fost. L-am pus pe pilot automat la 130. Preche? Da. Ai voie să depășești? Nine. Dar nu neapărat că și-a chit. Nu să depășești unui convoi. Decât dacă ai absolut necesar și da, trebuie ceva, nu știu.
Dacă ai două camioane aici, o să-i pus pe tăi, poți. Atenție, păi, scoate. Păi, mie, dar mai sunt vreo două, trei, față. Hai că da. M-a prins bariera. Dacă ești la barier, nu ești departe de noi. Mai ai două ore și ne ajungi. Hai, Sania, nu mă lăsa, Sania. Hai, și de aici, hai un pic, tată. Un pic de blăniță. Hai un pic de blăniță, că ne place. Tare ne place să dăm blăniță. Dar dacă te să încetinim, asta este convoi. Dăm, să-i dăm a șasea, mă, căcerea a șasea. Cei de la Global, CS, Auzi, Global Cargo, să iasă organizatorii. Cât mai aveți până la pauză? 1000 și ceva de kilometri. Avem de nedat mult. Cam o oră, așa, cam într-o oră stăm la pauză. Vezi că te-a jurat Fritz, Dani, ca să știi. Băi, polonic, ce faci? Ia auzi, e, vezi? Nici mie nu am zis și deja te-a luat cu hate, cu de-astea. I-am spus că mi-a sărit pe el. Da. A sărit pe el cu gura pe el, nu vrea, mă, nu s-a stâmpărat. Numai de tine vorbești. N-ai sughițat pe somn? Bine, dai somn. Bai dac. Salut Daniele, să trăiești. Cristi! Ia auzi, mă. Bă, Cristi! Când sunteți aproape, mă, nu ți-a spus. Ia, dacă am cuptor cu un microunde în camion, ce ai, mă? Mă, da, stii cu prietenii, fac camioata, mă. Unde-i cuptor? Ce ai văzut-o? Ai nebunit, Clau, ce ai? Mersi, bai, dacă să trăiești. În realitate este cuptor cu microunde? Probabil, cine știe. Tortură, bă, tortură la convoiul ăsta. O zi întreagă. Aia de patru trebuie încărcată parte, nu? Da, aia de la Upsala. Sunt încărcată la... la o secundă. Dacă la cursa 4, dacă nu avem 20 de camioane, îmi dau demisia. Acum văd eu dacă vor băieții să fug din comunitate. Îmi dau cum demisia din antrenorat, gata. Dau mai. Și eu îi dau două palme la un băiet. Ia auzi. Dacă nu sunt tu, poți să iei. Ia auzi, Oltănește. Am intrat în Nemția. De ce Scania? Why not? Pentru că așa a ales-o liderul de convoi. Așa a ales-o să facă salvarea cel care se ocupă cu salvările.
dragostea mă mai încoloce. Ia vaporul și se duce. Își dorință ca ta, nu mai are nimenea. Își dorință ca ta, nu mai are nimenea. Îi place și la deal nebunaticii. Stai liniștit că merge. Are brânză, are brânză cu caș pe ea. Valentin, să trăiești. Oh, show, Lenuță, oh, fată. Oh, iubirea mea. Bună, Maria! Mai! Bună, Maria! Mai! Bine ai venit, Maria! Mai! Voi ați trecut de Germania, băieți? Da, am intrat în Japolanda, ne-am intersectat cu Iugospania și ne-am dus direct în Miserupia, în tot înainte. Salut, gamerul nebun, okay, să treci. Exact, unde suntem? Trecem de Osnabrück. Vă doresc convoi cu pace. Păi tu acum ne spui, mă, că suntem torturați, deja terminați. Nu mai avem nici putere, nu mai avem nimic, că nu mai avem vlagă. Ce fac eu dacă vine muierea în seara asta să mă ia în braț? De la tot condus și ce fac? Zici mă, bro. Nu, urmă. Vezi, dar tot. Stai mă, cu spatele tău. Mai ai până Saxonia inferioară. A, da, uite-l pe Fabian, da. Ești pe noi sunt lângă Dortmund acum. Păi da. Ești la 500 de metri. Să trăiești global. Și spate. La 8 sala, la zonă. Păi, tăgă. Nu bătănia colonii ne-a dat. Pot intra și eu, nu poți, tată, nu poți. Trebuie să fii membru faraonii. Ca să poți intra în convoiul ăsta, pe unde te afli, pe multiplayer, trebuie să strânge lumea după tine, cam așa. Când ai să te plimbi pe multiplayer și ai să auzi deodată în spatele tău strigătul ăsta așa deodată, să știi că ai sânge în tine de... Salut, Tibi, salut! Cu o cerere pe faraonii poți intra? Ce-ți cauți tu pe faraonii? Că tu ești din Rău Oriental. Laur. Așa strădezi tu comunitatea? De suflet. Cum să te duci în altă comunitate când tu faci deja parte dintr-o comunitate? Ce să faci? Să vii la convoaie de astea? A, cu... A, poți intra. A, am înțeles că pot intra. A, am înțeles. Da, poate intra. Cu o cerere pe faraonii. www.faraonii.ro vei fi primit cu sare, cu colac, cu astea. Avem fete îmbrăcate în costum tradițional românesc. Cu ie pe ele. Mesajul de bun venit în... O să te primim cu... Cine e legat cu voi, întrebare? Cu marș de la șmecher prezidențial. Cam așa intră oamenii la noi în comunitate, nu? Facem, nu ține banda, să duceți din stânga în dreapta. Pur și simplu, intră așa, încălțat. Nu e pe Discord. Acum e pe banda de urgență, după aia... Mai devreme s-a dus pe banda... Dacă noi pe Discord... Așa. Salut, Sorin! Așa, nu te ca să tragă pe dreapta, dați report și o să șeche. Așa mi-a făcut. Nu dați, mă, cum să dați report la membrii din comunitate? Nu, depăși dacă merge... Lasă-l să meargă, mai păi tot. Alții nici măcar n-au venit, măcar ăsta merge ca pișatul meu, dar alții n-au venit deloc. Îl pedepsim pe ăsta care a venit. Lasă-l să meargă, să-i dea... Să-i dea... Păi să-i dea tracker SMP-ul. Ascultă-mă. Păi da, pe ei, dar nu se faci tu report ca coleg.
Asta e... Scrieți în chat un mesaj pe chatul de la joc. Scrieți voi acolo. Acolo. Îi scriu eu, mă. Mergi drept, cu metri. Da, știu că... Dăm report la colegii. Și rundele altă, tot așa am mers. Da, da. Da, Sorine, suntem bine. Ne-a torturat un pic convoiul ăsta de 11.000 de kilometri. Petrea, dacă ai citit regulamentul comunității, trebuie să stai pe Discord în timpul convoiilor. Sunt pe live la Gabulea. Păi da, dar mergi măcar drept, că te vede lumea. Și vi s-a mai spus ceva, că nu... Lăs lucruri de genul, nu le spuneți pe camera de Discord. Păi, trebuie atenționat cumva, că pe stație, dacă n-a fost el pe Discord, pe stație nici atât, cred că nu e. Am dat liber pe stație să vorbim. Da, tată, 11.000. A început convoiul la ora 11 dimineață, Sorin. Ia uite câte ceas. Și mai avem încă două, mai avem încă două etape, două pauze. Nu, încă o pauză mai avem. Deci convoi de 11.000 de kilometri. La 11 dimineața s-a plecat, noi la ora 10 deja ne parcam. Și ia uite câte ceas. Atitudine de comunitate, nu? Câți fac lucruri de astea? Adică fără niciun interes, noi nu avem niciun interes la convoiul ăsta. De exemplu, dacă făceam, de exemplu, kilometri pentru Transbook, aveam ce câștiga, că erau niște kilometri acolo. Dar aici nu câștigăm nimic, decât onoare, onoare și să demonstrăm că doar faraonii fac chestia asta. Doar faraonii poate să facă treaba asta. Păi, vezi, mamă, vezi că multă lume s-a mirat și se miră. Până și eu mă mir. De... Da, uite, îl văd pe Măduțu. Vezi că o să se dea la o parte din coada de la ei, ca să-l depășește. Ce ați făcut, mă, lui Type, mă? I-ați dat 300, mă? Vedeți că e prietenul lui Titi, o să vină Titi și o să vă ia de voi, treaba voastră. Nu mai, nu-i mai dați 300, că o să vină Titi pe aici și o să spună, bă, dar de când îi dați voi lui Type? E prietenul meu, fratele meu. Dacă eu n-am mai fost pe aici, asta nu înseamnă că trebuie să vă bate joc de fratele meu mai mic. Treaba voastră. Vedeți și voi cum vă comportați. Tu ai făcut 24.000. Tu singur, nu? În cât timp ai făcut, David? În cât timp? Și dar să nu spui că pe multiplayer ai făcut 24.000. Salut, Cătă, că nu poți să faci 24.000. E făcut așa, într-o zi. Te-ai dus, ai făcut 3.000, te-ai mai dus, ai mai tras o țigară, mi-ai stat prin casă, te-ai și mai făcut 5, ai mai făcut 2. Da, da, te-ai dus singur. Nu te-ai dus 15 camioane. Toți. Și mai ales că e un convoi 16 ore. Păi da, da. Te-ai dus singur, David. E adevărat, pe Transbook tragi. Mai ales dacă ai de plătit o poliță, adică ești penalizat de către comunitate, cu aia ai greșit cu nu știu ce. Și ciudat e să joci din, cu glinzile astea din camion. Noi nu vrem să ne implicăm pentru Transbook, pentru că sunt mulți care folosesc stereotipuri, n-ai cum. Sunt multe de subtul care noi nu le știm. Că cei care greșesc în comunitate pe Tracker SMP, eu aș putea să-i penalizez făcând kilometri pentru comunitate, da. Ai 3.000 de kilometri. Nu azi. Săptămâna asta faci 3.000 de kilometri. Ca și pedeapsă, în afară de ce faci tu. Vreau să vii să-mi arăți o cursă de 3.000 de kilometri. Fără ca să-i mai pun obligatoriu, trebuie să faci 20.000, nu știu în cât timp. Păi da, dar ai făcut odată și ai făcut pe Transbook. Transbook cu asta se ocupă. Dacă o voi internațional, de imagine, non-profit, fără nicio... Doar rămâne în istorie, că... Cel mai lung convoi european, ca și comunitate, s-a făcut cu 11.000 de kilometri. Eu n-am văzut mai mare de 11.000 de kilometri până acum. Te-au obligat? Păi, eu când îți spun... Hei, de exemplu, tu dacă ai fi în comunitate la mine pe Tracker SMP și aș merge și paralel și cu Tracksbook-ul, da, acolo n-aș impune, băi, dacă nu faci 25.000 luna asta, te dăm afară și chestii astea, pentru că nu e moral, nu e corect. N-am cum să impun eu oamenilor cu japca. A, în cel mai rău caz îi motivez. Dă-le niște DLC-uri, dă-le niște premii, locul 1, 2, 3, 4 și 5, care termină luna și atunci, păi, fiecare face ce vrea, poți să nu uite deloc. Nu te dă nimeni afară din comunitatea de Transbook. Dar dacă tu vrei și ai timp, ia tată și fă. Dar să obligi omul, dacă nu faci,
cel mai grea, cea mai grea pedeapsă, băi, așa, prin absurd să zic, bun, a greșit într-un convoi oficial, pătracă SMP, pedepsele se transformă în pedepse pe Traxbook. Dacă ești comunitate, făcând parte aceeași ramură, că suntem aceeași comunitate, nu e o pedeapsă gravă. Înțelegi? Nu e pedeapsă gravă asta cu... Să-i dai o pedeapsă pe Traxbook. E aceeași comunitate. Dar o pedeapsă de 2000 de kilometri, că a depășit sau a lovit pe unul din spate. Aia le fac cu spatele, să fim serioși. Am pus pe 100, m-am dus, mi-am luat o autostradă și m-am dus și mi le-am făcut imediat. Sunt pedepse dulci alea. Și așa sunt băieți care trag ca nebunii fără să le ceară nimeni nimic. Ei, probabil are fundulețul roz, ca la maimuță. Și ai văzut la grădina zoologică cum au maimuțele alea, bucile așa roșii și rase așa, speriuță. Toată lumea se uită la fundulețul lui. Noroc, Petri. Eu sunt la Faraonii pe Tracăs MP. Ia uzi. Nu știam. Bună seara, nenea Titi, dar nu e Titi Maria, Titi n-a mai fost pe aici de 3 luni, 4 luni. Urâtul ăla de Leo, dacă merg la noi, da, e în convoi. Leo, te strică David. Care David? Un prieten bun de-a tău, am înțeles, foarte bun prieten de-a tău. Ai auzit vocea, da? Vocea e inconfundabilă. Mamă, stai că ți-o iei acum, stai să vezi, 300 de. Ia să vezi acum. Ia uite cum ți-ai tu 300 acum, nevinovat. Dacă l-ai făcut urât, ce să-i faci? N-ai ce să faci. E urât, Leo, știu că e urât, dar... Îl supunem și noi la muncă, că avem de câștigat după spatele. Scuze, Fabian, dar nu mai aveam cum să dau un frâne. Hai, prinților, haide, prinții deșertului. Băgați-ne, tata. Ce faceți, domnilor? Ce să facem? Convoi... Convoi cătă. Că mă ia somnul la volan. Convoi internațional de 11.000 de kilometri. Deschizi geam. Ăsta face kilometri ăsta care au... Șeful de la, nu știu, de la Cargo... Project Cargo, sau cum îi cheamă. M-am plictis, dar am trebuit să conduc camera 2. Nu-i nimic, intri în rău, dacă vrei și după aia rămâi... Da, bă, el, a lui convoi, el l-a organizat. Nu, bă. El face parte de la, ăștia, de la... Ce ăștia, Cargo... Ce dracu cu Dar ce face ăla acolo, frate?
femeia de apă din de porte. Multă sănătate, Leo, să te blochezi în lift. What the fuck? What the fuck? Mamă, cum să dai? Da, băi, comunitatea lui, el... Ăștia cu cargo... Logistic sau cum se cheamă ăștia. Se complifă, bă. Par probleme pe noi. Multă sănătate, să te blochezi în lift, auzi? La omul tare mi-e dragă treabă, n-am dar taleva. Iar la cel ce mi-e urât treabă, n-am dar domă. Ia să vedem noi care sunt faraoni adevărați și vine la ultima cursă, cursa numărul 4. Sper că sunt băieți de-a noștri mulți pe live care să uită, să văd și eu care sunt și care vin. Hai că de la 1 până de aici până aici, de la 11 până acum am dus noi, dar la 9 e ca un convoi oficial. Să vedem și noi care vin, să fim mulți! Da, să vedem dacă sunt băieți care cu adevărat... Bine, măcar la, măcar la un traseu din 5. Ești pe cameră? Da. Îl înveți să pască? Nu. Aș veni, dar nu am toate deliciurile. Păi tu, fanule, n-ai mai fost de mult la convoaie. Pentru că dacă era la toate convoaiele la care am participat și s-au dat deliciurile, acum erai full, de două ori erai full de deliciuri. La multe convoaie, când am spus, bun, băieții care nu are DLC-ul cu tare, să iasă în față. Nu a ieșit nimeni în față, că toată lumea l-avea. Și era vorba de Italia, de România, de roatul de Black Sea, era vorba de Iberia. Toată lumea l-are. Petere, ce feris botul. Uite, l-au vrut să pe aia acolo. Ia uite, a prins-o fără... Dacă tu nu prea vii la convoaie, na, cine-i de vin? Fanule. Te uiți, mă. În dreapta ăla, o vrusește pe aia acolo. O pune să frească botul. Ce DLC? Cum adică toate DLC-urile? Ce DLC-uri îți lipsesc? Când m-am oferit să vă iau DLC-uri, acum în noiembrie, când au fost la 70% reducere, am țipat, am scris pe Facebook. Nu ești pe Facebook? Pe Facebook nu ești membru pe grupul nostru de Facebook? Am scris acolo, cine nu aveți Iberia, căutați-mă pe Discord. Cine nu aveți roatul de Black Sea, căutați-mă pe Discord. Nimeni, nimeni nimic. Toată lumea are. Și la urmă, că aș fi venit și eu la convoi, dar n-am nu știu ce de lege. Ce să mai zic? Nu e vina mea. Am încercat, pe cât posibil, să avem o comunitate cu băieții full DLC, cât mai mulți cu full DLC. Suntem bine, dar se poate și mai bine. Oficial 9 ore de condus. La mai multe! What the fuck, oi, crezi? Păi nu, că băieții l-au, Sorine. Au băieți, tată, au... Au conturi, dar le lipsește așa câte un DLC, două le lipsesc. Băieții au conturi, nu e problemă. Ce-mi place aici că poți să dai talpă. Da, m-am înțeles, nu te dă nimeni fanule afară.
Ți-am zis eu că te dau eu afară din comunitate? Nu. Tu rămâi că ești un băiat de treabă, ești un băiat bun, da? Nu prea aveți prezență, adică... Hai că acum decembrie nu e obligatoriu, că e vacanță. Șoferii au vacanță, toți, absolut toți au vacanță. Cine vrea să vină, să vină la convoaie de genul ăsta, că sunt mulțumit cu 15-20 de camioane când e în vacanță. Comunitatea trebuie să meargă, bag doar șoferii în vacanță. Comunitatea nu intră în vacanță niciodată în viață. Câte ziua aici sănătos, mă duc singur la convoaie și tot nu-i bag în vacanță. Un lider echilibrat la cap, așa trebuie să procedezi. Nu bag tată nimic în concediu, în vacanță. Bag șoferii în concediu, pun pilot automat și merg tirul de singure și nu-i bag. Te pup, Edi, să trăiești, dacă mai pot. Ce să fac, tată, m-am înhămat? Asta înseamnă să fii parte dintr-o comunitate pe care ți-o iubești și o respecti. Te duci acolo. Bun, rău, te duci. Asta este. Ne-am asumat că ne-a luat convoiul ăsta. Decât să iau o atitudine de aia de mizerabilă și să nu mă mai înscriu sau să ies din... După ce m-am înscris la convoi, mai bine așa. Te duci, tragi cât poți și asta e. Numai tu nu ești de treabă. Păi nu ești în faraoni. Iar ar fi fost tu de treabă. Cătă, dacă erai în faraoni. Erai cel mai de treabă șofer, crede-mă. De auzi. Nebuni Bogdane și eu. Uite, Cosmin 87 trebuie să pregătește să vină la ultima parte acum. Este Cosmine că am ghicit? Mai avem pauza asta și încă o parte de 1700 de kilometri. Cred că acolo veniți cu toții, nu? Să vadă frumos. Să vadă că suntem o comunitate care șoferii sunt în concediu, dar toți suntem mulți. Și cu full de LC-uri, atenție. Păi foarte bine, vezi, ia-ți salvarea și încarcă ultima, vezi că ai acolo la salvare, încărcare, salvare și ai primit toate patru etapele, încarcă-o pe ultima și te dă direct acum la, unde, la, cu trei ceva, nu știu. Și mai ne așteptați acolo, că venim, facem pauza de vreo jumătate de oră, că așa au făcut ăștia, jumătate de oră, 40 de minute pauză. Și plecăm cu toții, măcar pe ultima 100 de metri, să arătăm la oameni că... Că vezi, ne-a făcut noi treaba, băieții, aici, ne-am dus. Eu, Mărculețu, Măduțu, cine a mai fost? Nea Dani, Nea Cristian Murariu, care a ținut tot convoiul fără pauză. Eu am lipsit la o etapă, că m-am dus și eu să mănânc, m-am dus și eu să... satisfac necesitățile fiziologice. Nu am stat așa să... E mult, de la ora 11 dimineața, eu la 10 mă parcam. Driver Cătă este acum membru Găbulean, nu veni la membru clasic. Bă, ai scăpat la bani, bă, Cătă, bă. Salut, Aline, să trăiești. Ăsta e singurul care mă ia, Alin Ionel Gheorghe, mereu mă ia când mă ia cu Dân lui Gabi. Câți kilometri mai avem? 2300. Deci mai avem 500 din asta. Și încă 1700 din ultima.
Ia uite cum aterizează asta, zici că pică, zici că e bombă, mâncat s-a zburat. Pe vertical aterizează. Ia impresionați-mă voi ăștia faraonii, că sunteți pe aici pe chat, stați și vă uitați, dar nu scrieți nimic. Faceți și voi un gest frumos să veniți acum la, măcar pe la ultima parte. Că restul am dus noi, greul am dus noi. Nu fiți bagabonți. Chiar dacă sunteți în concediu, lăsați acolo un pic cârnații aia sau ce tăiați voi acolo, șuncele. Nu e gata, mai avem. Lăsați șunculițele, lăsați porcii, lăsați vinul, cum spune Cosmin, vinul, da. Cărcați salvarea 4, Cosmin, și veniți acolo. Trebuie să merg și eu zilele astea la țară să mă duc să-mi iau un porc. Cât mai aveți? 60-70. Vreau 500 din ăsta. Da, ok. Ne așteptați oricum acolo la ultima, încărcați ultima salvare. A spus că am ceva probleme, dar... Cred că eu sunt ultimul, dacă vrei încă faci ceva. Ca și membru, ia, auzi frumos. Nu, că suntem puțin. Ia, Ioane, te salut, să trăiești. Ok, oricum mulțumesc de... Da. Care, mă, mai iese unul? Nu. Am crezut că cineva spune că iese. Acum pe sfârșit că mai e un pic. Iasă nimeni. Bă, mi-e somn. Se vede. Aș fuma o țigară, nu știu ce. Tutunul dăunează grav sănătății. Cred că ajungem la parcare și oricum o să fie pauză jumătate oră. Iar. Da, e ceva. E, lasă-mă că mi-a prind eu acum o țigară. Mână ambiții faci. În ambiție cui? Ce-i vrea Cristian? Băi, e greu să-l ții pe mijlocul. Hai, nu rog că m-a lăsat țigări. Din oprințele astea din camion, e greu să-l ții pe mijlocul benzilor, fără să... Ia, Dani? N-aud. Trag două în fiul dacă. Ei, auzi. Bă, careva umblă cu furtunul la mine în rezervor, care ești? Nu, trec cu trenul, de... Aoleu, dacă este... Am spus, mai am din asta 500 și mai avem încă o parte, ultima parte de 1700 și gata. Niciodată, mă... Pă la 11, gata. Am văzut că, poc! A bătut vântul din partea dreaptă. Și intrăm pe fermuliță, tată, ca să terminăm și noi acolo, măcar să mai ne... După banda 1 pe pașcea Terenul 23 ne interesează foarte, foarte mult. Că vine februarie și trebuie să le cultivăm cu bumbac. Ne trebuie neapărat bani. Suntem în octombrie acum. Sau noiembrie, nu știu. Eu vreau ferma asta să fie full roleplay, să te chinui pentru toate utilajele, nu să le cumpăr așa gratis, să bag bani. Bani ei, asta e toată șmecherea la un joc, la simulator. Să faci bani prin muncă. Dacă mă folosesc de joc și tot ce mi oferă el, eu am de tot de-a grata, gratis, nu mă mai trage inima să-i. Păi a scris unul, F7 faraonic în găie. Te-a păcălit, nici măcar ne calificați pe un botul ăla. Nu, a scris unul, close era, uite. Nu, mă, vezi că fac troll, nu. Dați, băi, nu e, a fost unul, a intrat în parapet. Eu eram în parapet, am ieșit eu din joc. Da, și a dat 120 de F7. Păi nu că am mâncat clau, am mâncat acum la... Eu n-am fost la
Ba da, am stat aici cu băieții, dar am închis live-ul ca să nu mă vadă că... Că molfă și de astea, înțelegi? Am făcut o pauză, tot aici asta, n-am plecat nicăieri. Am fumat o țigară înainte de masă, una după masă, am și mâncat bine. Și am intrat în continuare. Dacă m-aș pare, pic unde s-a salvat ultima. Nu, nu mă bag la somn, nu, nu. După parapete? Pe unde, unde s-a salvat. Cel mai rău caz ar putea să cobor, să mă duc să... Parapeteză pe banda 1. Să-mi iau țigări. Nu cred că mi-ajunge și pentru mâine la cafea. Pe banda 2. Și o să vrească să cobor, să mă duc la Peco să iau țigări. Două. Super Viva People? Și nu. Încă una. Ce-i frumos? Prins Logistics, cred că au trecut. Iau, Starcov. Doamne, ia-și picioarele în Starcov. Păi în spatele la Prins Logistics suntem noi. Eu cu Mădutu și cu Fabian. Mai ce-i ca PUBG-ul? Păi vreau ăla, da, așa dacă e PUBG-ul, da. Dacă zici că e ca PUBG-ul, îmi place. Dar dacă e plin de codați și eu îi simt că sunt bună. Codați, nu îmi trebuie, ies de acolo. Vreau să joc... A, cu de-astea cu SF-uri? Dacă ai avarie... Dacă sunt de-alea cu SF-uri, trimiți drone... Creez leș fix. Dacă trimiți drone... Te teleportezi și apar, nu știu cum a jucat noi jocul ăla, nu știu ce joc a jucat noi. Te dai cu o poțiune pe tine, devine invizibil, chestia asta, mă, eu nu trebuie, nu mă joc așa ceva, mă. Te folosești de tipul ireale. De asta PUBG-ul a fost fain. Dacă vrei să duci la service, intră în single player, te teleportezi camera 0 pe drum și după aia cu tine. De asta am jucat eu... Cred că e mai bine la servis, deci mai de asta am jucat Dead Side-ul. E cam pe același principiu, așa. Numai că am văzut în Dead Side sunt unii mucața joacă de te sperii cum... Cum joacă și cum trag. Da, ia și frumoasă melodia asta. Și se treabă fiecare ce-a făcut la șudeare. Trec pe drum și aud în spate doar vorbe cu răutate. Așteaptă-ne acolo, că mai avem vreo... Și se treabă fiecare ce-a făcut în spate doar vorbe. Bă, dar Andra n-a mai fost pe la convoi. Gata s-a dezis de comunitate și are convoaie în alte comunități. De Eurotrack? Aia, nu știu, am zis și eu nu. Nu mai, n-am văzut. Nu, dar nu mai vine gamă. N-am mai văzut niciodată. De atunci, de când a venit și era revoltată, că și-a luat hate. Ești streamer, tată, trebuie să-ți asumi, dar nu ne-a luat hate. Comunitatea asta nu și-a luat hate, am fost călcat în picioare. Ce trebuie să cedezi, eu să... Și bun, și dacă ți-a luat hate, dai vina pe comunitate? A, fine, n-ai, oricum, n-ai ce să zici. Dacă ți-ai tu hate ca streameriță, dai mare vreo să un kill de globuri. Tu nu ți-ai luat hate? Te-am jurat de toate alea, Iorgule. Chiar și azi mi-am luat hate. Și tu, păi da, și tu vii să, să pedepsești comunitatea pentru că tu ți-ai luat hate ca YouTuber. Și bun e logică. Da, bine, lasă. Nu-mi plac oamenii care plâng mult. Chiar și azi au venit vreo 2-3 inși, le-am dat direct bani. Nici nu i-am înjurat, nici nu le-am răspuns nimic. I-am lăsat cu pace. Păi cedează, dar și-a luat hit că e streamăriță. Ai făcut live azi, Iorgule? Da. Ce dracu, stai și faci live-ul, că nici n-ai butul mai să la tine pe canal. A plecat și ăla. Ce ai, bă, nebunule, că am avut o persoană pe aici. Hai că 8 ai avut, dacă e. Ți-ai deschis toate tabletele și telefoanele mobile din casă. Hai că da! Mie îmi spui. Bă, la mine a intrat Shumi, Dominic. Pot să confirme. Au intrat să-ți facă troll.
Păi da, a intrat să-i dea balușul. I-a dat 300 lușului, mi l-a articulat. 300 de euro, nu? Păi da. Tu-ți dai seama cum prindea kilometri ăștia pentru transport, de la toți care a fost. Păi tu mă, câte 11.000 de fiecare și a fost 12 aici. Acum 12, dar dimineața câți erau? Erau 19 sau 19? Nu, suntem 16. Acum suntem mai mulți, mă. Acum da? 16 și dimineața eram, când am plecat, la ora 11, eram 12. Dar ce era dacă venea și nea Cristi Morariu și cu nea Dani dacă veneau acolo? Era șmecherie, da, uite, vezi? Ambiție. Ambiția de astea, da. Dușmănii. Cunoscutul. Eu vă arăt bine. Din totdeauna m-a arătat bine, dragul meu. Tuns berberic, colonie, pudră. Aferent. Eu și cu Cătălin botezat. Cătălina, Dani, a fost la două turi. Da, eu am zis altceva, dar am înțeles altceva. Eu am zis că mi-a așteptat pe partea cealaltă. A fost omul la două turi, ce ai cu el? Mă, de ce mi s-a aruncat mie camionul pe partea la urmă, într-o dată? Besteme! Besteme! Satana! Satana mai merge. Mergeam normal, ai văzut. Te-ai trezit în roată, bum! Bă, să știi că mi s-a întâmplat și mie azi. La fel, mi-a tras camionul singur. Cred că e unul care vrea să treacă la... Da, așa, acolo la telepoasă am văzut, am observat. Când e cu viteză, n-ai nicio șansă. Auzi, dacă este e vreunul care vrea să prinde drumul la punct, dacă știi ce zic. Oh, ce faci, Johnule, să trăiești? Bă, iar mai cu domnul Găbu. Da. A dracii pelea pe tine. Salut, Ionuț. A dracii pelea pe tine, Johnule. Ce om ești, băi, rău, băi, rău, mă rău. Cafelele, ne-a acolo. Îți spui domnul mie, mâncați aș gura ta, nu. Hai tu mare, da, noroc că ești și cu PNG-ul ăla, ai fost și pe Apocalips, ai fost și sponsor și donator și super, ce ai fost de toate, că dețineam numai în 300, dacă de hai să ne băgăm toți domnul. Trei după asta, să ne băgăm toți trei la ăla. De 10.000? Nu, mă, nu. La jocul ăla nostru, că am văzut că... Da, da, nu mai are Cristian. Nu mai grea, tu ești John. De ce este supărat? Eu am putut să-l mai... S-a instalat după ce l-a da, instalat, și cam cu el să oră, vorbească așa oră, frumos. Mai mergea. Care se simt vinovat în fața mea. Trei ore am jucat. Cu domnul. E fain jocul, ești John, tata, ești... 18 ore. Ți-ai luat supremul, nu mai ce e treabă. E carul să-l am. Dușmănia din tine. După ce lasă că și eu te-am răcorit pe tine. Anul trecut, de în luna lui martie, am vrut să-l mai iau, da. Te-am răcorit. V-am scos la toți cheițele. Și tu exact... Poate a fost blagă. Pe 1 aprilie, de ziua păcălilor, ți-ai cumpărat cheița înapoi. Și tot pe întâi am dat la toată lumea înapoi cheița și ai plătit niște bani pus degeaba. Cea mai mare țeapă care ți-ai luat-o singur, nu ți-am dat-o eu. Tu știi foarte bine asta. Așa țeapă, mă? Tu aveai moderator de drept. De iarnă, de... La mine. Da, da, da. Și ți-ai cumpărat, deci ți-ai cumpărat moderator. Cum facem? Să te iei țeapă de asta, mă, vreodată în viață. E calificat. Bă, de Eurotrack n-am mai jucat de mult. Toți ai zis de azi dimineață. Am 200 până la un salon. Cred că ai pauza asta, cred că e mai scurtă.
Da, e de o oră jumătate asta. Da, dacă e pauza tot așa de lungă, mă zic nevastă-mea să-și fac un duș. Bă, dar ce merge ăștia încet așa, mă? Da, nu știu, chiar n-am înțeles chestia asta. Dar de data asta se merge foarte încet. 90 atâta merge. La aia din față. La aia a doua s-a mers destul de bine. 130, 100... Admire peisajul. Cred că se schimbă liderul și la ei. Da, s-a schimbat, nu mai e Benny. Ăla mergea cu 90, ăsta mergea cu 130, ăla cu 150. Băi, m-a spart, bă. Băi, băiatule, Fabian, băi. Fabian, șfesa pur m-amuse. Șfesa pur m-amuse. Băi, putem? Întreba dacă ar fi să o să vedem. M-a plictisit, tată. Am găsit, măi, Norton, de ce s-a dus camionul așa. Avem 9 ore, frate. De la Discord pe control și lângă control e tasta de virat stânga. Aha, e clar. Cam atins de aia, dai seama dintr-o dată și s-a dus. Hai. Păi da. Hai, fuge de așa. Vrum! Hai. Bă, o țigară. A auzit gagica aia de la mine de la muncă că o să cumpăr mașină în ianuarie. Și am venit el și mi-a dus catalog să mă uit la mașină, dar mi-a dus catalog de la Bentley. Hai, că de la BMW. Da, vă rog să vedeți, mi-a dus catalog de la Bentley. Mi se mersi frumos. E care poze frumoase. Da, mă. Că poate să fac o reducere, dar... Da. Dar e singură? A? E singură? Nu. Da, e liniște că nu e cine știe ce. Dar pe chestia asta merge, nu zic că nu, doamne, mă bate Dumnezeu. Dar ți-ar fi dat un hint că genul aia e mașina care Faraonic e pașiei, știi? King of the road. Da. The king of the road. The road. Să vorbește bine englezește la mine. Ia auzi-l, mă, pe ăla. M-a nebunit ursul. Nu-mi acasă, măi, nici atunci n-aș vrea să mor, măi, să fie bună soarta. Radio Lăutarul Popular, ia auzi. Intră eu acolo. Bă, pe înseamnă că cursa aialaltă o să aibă 1000 și ceva de kilometri, 1500, 1600. 1600 pe 25 o să aibă.
Ei, atunci mai avem 200 de kilometri până la... Până la parcare. Super! Mai degrabă 300. Nu, păi uite, no, mai puțin. Eu am 1850, da? Și dacă îți scad 200... Și acum avem 1500. Scazi 300, 1800. Nu, păi a zis că ai are 1600. 23. Cum scazi cu 300? Era la dreptul matematică. Matematică, no, e matematică scat bulgară. Da, e. Cât de mai tare? Avem 200 în cap și coadă mai avem. Da, mă, așa, eu ce am zis. Păi, harta pare mai mult, ce? Eu înțeleg că ai făcut matematica cu femeia de serviciu, dar asta e. E nici chiar așa. Uite cine vorbește. Tu vorbeai ăsta care a trecut granița not. Tu vorbești, bă, ăsta care e 8 clasă. Eu? Vreau că sunt clasa 12-a la seral de vreo 16 ani. A, bă, tu și Garcea ce faceți. Păi. Okay. How do you do? How? Auzi. Mamă, ce-mi place cum face motorul ăsta. Al tău, dar și cum face al meu. Mare frumusețe de sunet. Ia auzi la relanteu cum s-aude. Dacă noi în spate mergem cu 75, voi în față mergeți cu 30? Am aproape. Dacă mai ori pot. Păi tu crezi că eu vreau să mai pot? Dar ai încotro? Când unde aveam 80 în spate? Eu am 120 acum, uite. Nu, poate e prea mult, mă, frate, prea mult. Aveam, că intram mai de acum, urcam pe... 9 ore, 10 ore de condus, stai și mai avem 12 ore, convoi de 12 ore. Dar dacă mă pune cineva să fac live de 12 ore, vă leau la bătaie. Dar tot din respect pentru comunitatea asta, mergem. Și uite că băieții n-au obosit. Am pierdut o zi de sâmbătă integral o zi de sâmbătă. Tot înainte de mândri pionieri, de alea Cristi. Cum poți să ieși din convoi când... Nu, tată Cosmine, te duci pe Faraonii la salvare convoi și ai promoțul. Vezi că e ultima versiune acolo. Bă, dar Adrian n-a mai venit la convoi. Deasupra... Dacă s-a culcat la 7, nu se mai vine. Aoleu. Descarci și promoțul și descarci și, și salvarea. Sarmale toată noaptea. Bași promoțul la moduri, dar nu le mai activezi, nu nimic. Iei salvarea aia și încarci direct salvarea 4. Înțelegi? Nu faci nimic decât bagi modurile la moduri și salvarea la salvare. Ți-ai pus configul tău și ai și intrat așa. Și încarci doar salvarea 4, atât. Să fim acolo pe final, măcar la ultima cursă să fim și noi mai mulțișori, nu? De respect pentru noi ăștia care am muncit toată ziua azi și am cărat vată de zahăr pe băț. Dai, trebuie să demonstrăm că noi suntem Faraonii, 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 Faraonii. Ia uși, mă, cine bea, eu aș bea un whisky cu tine, da? Ai dat? Un whisky n-ai dat, niciodată n-ai dat. Eu ți-am dat ție, dar tu mie nu mi-ai dat odată un 50, nu mi-ai dat. Lăsați singura sticlă de whisky care am primit-o, am primit-o de la Găbițu din Belgia și am băut-o cu, în seara de Revelion cu stătic. În rest, toți zgârciți, vă lăudați că aveți țuică pe acasă, că aveți pălincă, Găbu, ți-a trimit o țuică. Tata Găbu, ce țuică am acasă, de-aia șmecheră, nu de-aia pufoaică ce bezi voi acolo, în zona voastră la Moldova.
Păi trimite coiță și mie, că doar nu degeaba, îți plătesc. Da, când dau cep la butoi pentru tine, au trecut vreo 2 ani de zile, tot dau cepuri, băieți, la... Dar ce dracu, mă, vezi cep de fier forjat? E capsat butoiul ăla. Așa și oancea meu. Gebu, vreau să beau o sticlă de whisky cu tine. Bă, dracu. Când a fost la mine, eu am băut whisky cu el, nu el cu mine. Dușmănie. N-ai ce să le faci. Că am văzut pe pachetul greu, imaginea e groaznică, a trebuit să fumez tot pachetul ca să mă calmez. Groaznic ce aud, bravo! Găpulea puternic. Ai găbulea cu gâmic puternic, rău. Dacă eram găbulea cu gămari, da, băi, sunt puternic. Dar găbulea cu gâmic puternic n-am văzut. Vasile e puternic, e cu vânt mare. E normal. Cap și pajură, noi suntem bani în sub schemă. Mă duc să mai mordesc încă 20-30 de flotări. Mai trag 30 de abdomene când mă doare spatele îngrozitor. Mamă, Vasile, ce ți-a făcut Onofrei, te-a rupt cu aia de 5 minute. Pedeapsă. Ai scris un nume, un brand cu literă mică, adică n-ai cum să spui România cu R mic. Așa și la mine. Cum să pui găbulea cu G mic? E o ofensă adusă la adresa mea ca și brand, ca și marcă registrată. Cum să pui găbulea cu G mic? Te-a pedepsit boșorogul. Ce să-ți fac? Vezi cine ține cu adevărat la mine? Nu accept, dar să fiu... place să treci la mustață, măduțule. Jignit, să fiu umilit. E vina ta. Pentru că pe tine te cheamă Vasile cu fumare, pe mine mă cheamă Găbulea cu gâmic. Băi, să eu acum intrăm în Uppsala. Bun, pregătiți-vă, băieți, alte 4 enter, alte 4 enter. Ok, bro. Chiar și așa. Chiar și așa. O să vă comunic imediat se parcă rațiune unde aleg și băieții dacă este loc. Ne parcă nu vei, dacă nu alegem cum am făcut amul. Ok. Ok, let's go. Hai. Comunitatea Kamikaze am fost azi cu aia. Pe mine mă cheamă Michi. Și ce ne spui nouă? Cine impresionează? Dacă erai mic, cu mă mic, da. A doarme Leo. E normal. De câte ori le-am spus să nu mai scrie găbulea cu gâmici, bagabonte și... Mamă, ce frumos am. Ce bagabonte și mircică ăsta meu. Bagabonte ăsta micul a meu. Pe tine te cheamă Michi, dar vezi că nu ai valoarea mea pentru că nu te cheamă Michi cu mă mare, cu mă mic. Asta e diferența între mine și tine.
Te ești Michi cu mă mare, nu e aceeași mecherie, nu e aceeași mâncare de pește. Pe mine mă cheamă Rada, ciu-mi dava dură, haile, și-am jucat în filmul șatra, ciu-mi daga diga da, haile. Bă, da, taci bă, iepure, de când că vin la tine și dau cu tine de pământ, m-ai mâncat cu viață, sărăcie, ordinară care ești. Global Cargo. Haideți la hotel să ne parcăm, că aici nu s-avem loc. Dacă am avut și Cosmin. Pe a luat chic? Luminii de lupi. Ac vii la vii lângă mine. Ok? Ok. 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 Dar ce nu te parcăm la Dream Trans aici? Nu se putea intra în parcarea asta? Păi nu, dar s-a mai acolo mulți și n-avea loc. Ricky? Da. Vreau să mă parchez lângă eu, mă fost și mă. Păi... depinde în ce ordine, vezi? Dar hai, băgați-vă cum v-ați băgat, băgați-vă să ne parchem, că arde plămânul pe noi. Gata, mă, nu mai trebuie țigări ca asta. Lângă Aquila, Muful lângă Petrea. Și așa, în ordinea în care veniți, până ajungeți în capăt. După aia mă începeți un rând nou în spate. Ia uite, bă! Dar nu suntem cam mulți aici? Hai, ne băgăm, nu încăpem. Hai, hai, hai. Hai să dăm prioritate la oamenii bătrâni. Intră și pe rândurile din spate, cine... Unul nu s-a oprit, mă, să-l lase pe Neacristi, mă, băi. Din dreapta mea, ce oameni, mă. Bă, unul ne-a dat prioritate lui Neacristi, mă. Vârstnicul, puștiul nostru. Mulțumesc. Mă aduc să alimentez. Unul nu s-a oprit, Neacristi, ai văzut? Pe mai lângă Aquila. Mulțumesc. Irlandezul, dacă vrei să te parchezi în spatele meu, nu chiar în spatele meu, mai în stânga. Legion, de ce are camionul modificat? Are dragi pe el. Putem să venim cu orice camion. Are paint. Doar paint. Adică mai în stânga. Aici se parchează fiecare cum vrea sau nu am înțeles. Vă parcați într-un fel și voi parcați în alt fel. Nu ne parcăm, mă, tu, ca acolo, ca la hotel acolo. Încărcăm salvarea 4. Nu știu ce te parcă, e loc în spatele meu, uite că loc e în spatele meu. Eu stau după Ita, Temuduric și mă încarc cu salvarea 4. Câte... cât e parcarea, pauza? Păi nu știu, în momentul ăsta vedem... Încărcați, mă, de la salvarea 4, că... Păi, ceilalți veniți lângă irlandezul. Irlandezul nu se mai spate irlandezul. Și e loc pentru toți. Ricky, ai auzit? La 19.5. Ah, da, am stat acum, da. E cu lovituri? Nu, nu. Hai, Fricea, lângă mine e ce? Să zic cu pustița. Ca să-mi pup ceva, tot. Mamă, nimeni, mă. Să văd de unde e. Ce trebuie să mai văd aici? Norton, vezi corupții, Norton. Dar nu mai fără nimic, nu știu care sunt eu, dacă mă crezi. Păi tocmai de-aia m-am pus deoparte ca să-l las să-l ducă cu fiecare, că nu vezi nimic, nu-ți dai seama. Băiți, am zis lângă irlandezul să veniți ceilalți, lângă irlandezul. Și dacă-l vedem noi pe irlandezul, ce ne dai? E ultimul de lângă gard acolo. A, gata, l-am văzut, l-am văzut. Parchezați-ți, mă, parchezi și eu lângă tine. Nu înțeleg cum te pui. Da, nu știu. Dar vezi unde... că el nu poate să dea în spate irlandezul. Nu știu unde sunteți voi, băi, tata. Nu, în spate, ce-ți dea în spate? Nu văd nimic. Leo, ai răbdare?
Gata, n-am erodat. Păi numai că ne-am băgat unul peste altul, fraie. Nu, eu nu mai văd nici nu știu unde sunt. Dar eu știu unde mi-e remorca, mă, iată ce strâmb. Deci nu știu unde mi-e remorca. Un gard s-a dus. Bă, este firma asta lângă noi, e goală, goală și de trei ori mai mare ca asta, bă, ne-am stat și ne ghesuim aici, bă, tată, bă. Uite, un pic mai spate, dacă bune, dăm... e mic spațiu aici. E, nu vezi nimic, nimic. Păi e mic, da, tare, nu vezi nimic. Uite, mai încoace, e gol acolo, nu e nimeni, sunt două camioane, nu știu, la Price. Sau nu știu. Dușmania, ca să nu căpem și noi frumos, să stăm să pe două ori, uite, e gol aici, uite, toată parcarea. Chiar băieții de la Global Cargo. Păi hai acolo, mă, tată, și intrăm, ne-a și parcat un stand, nu vedem nimic acolo. Păi, dar jumătate deja, parcate, mă, mai jumătate deja. Da, da, voi v-ați parcat, că ați avut loc, dar noi nu vedem nimic. Și uite că stai, păi mai vin, tu n-auzi că mai vin, vine și Cosmin 87 acum, vin mai mulți. Unde-i băgați voi acolo, ia spune și mie. Păi aveam loc. Aveam loc, am numărat exact câte camioane, dacă... nu, mă rog. Fiecare s-a părgat cum a vrut, nu a ascultat nimic. Hai, Daniela! Acum te uităm, cine te vină că noi suntem așa mulți? Ne fie rușine. Hai, Daniela, hai! Eu mă iau după el la indes. Bă, că te legi, Pustă, mă duc să-l. Hai, Petre, intră. Și cum ne parcăm, băieți? La gard, până în gard, aici. Fiecare cum vreau, m-a două până rânduri, trei rânduri. Băgați-vă cum o fi, nu contează. Apa. Carcalete, așa. Băgați-vă acolo, că aici încăpem, mă, n-aveți cum să spune cum încăpem. De ce vă grăbiți? Mărioară, de la Gorjă mai. Ia la mica vreo trei sloți și nu vă iubiți cu toți. Na-n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 a
suntem în cam. Da 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 da. Hai mă, că arătăm bine, mă. Leo, stai pe loc. Dă-i năluțul. Faker, stai pe loc, pe degeaba te parchezi, trebuie să mă parchezi eu după aia și te parchezi după mine. Tu încă parc, mă, pe lângă tine. Da, dar cum-și pe ăsta la parcare, pe Neruțu? Aia, Faker, nu. Hai să mergem la fumat, pentru că noi suntem... Faraoni! La câte fără? 75. E ok dacă suntem aici în spatele firmei? Mă duc să-mi pun ceva să mănânc că revin. Nu fum tine, mă. Condiși. Ce? Hai, trebuie să duci înainte și mai bine cu spatele. Păi unde e? Irlandezul, stai o secundă, Irlandezule. Aici, cum intri... La Dracar. La Dracar Trans. Și ne găsi și suntem ultimii, suntem într-un colț buș. Unde ești, dar... Da, dar deja, ai vas să-l lua. Bă, frate, nu mai vreau în spatele lui. Nu, frate, la noi. Bă, stai în spatele lor, în spatele lui Marcus. Sau față lui nostru. Hai că mă joc, intrați deja, pe motorul, că mă joc aici, n-am ce face. La de fapt, așa vezi ce face, este așa. Să-mi dau seama cum... Să-mi dau seama cum...
La șosfer plecă. La șosfer te plecă. Ok, mersi. Toată lumea vă că modifică la camioane, văd. Eu nu. Păi ți-a zis, e trac pe spus, poți să vii cu ce camion vrei tu, numai să-i pendri comunității. Și așa a zis? Da. Eu am înțeles că trebuie să rămână același camion și același camion. Când am venit cu camionul, puteam să iau decât pe ăla, atât, nu? Ce-ar trebui să schimb camionul? Azi dimineață la ora 11. Nu știu cu cine ai vorbit, dar am întrebat de 10 ori. Cu liderul de convoi. N-ai vorbit cu mine, am intrat fix când am plecat. Să ai poftă atunci. Mulțumesc. De fapt, atunci nu erai lider, l-am uitat așa asta. Bă, Friz, dar tu nu servești remorcă? Putem? Nu servești remorcă? Dacă acum să alimentăm. Uduc și eu acum. Mersi. Bă, stai că merg și eu să alimentez. Cât e pauza? 75 minute. Gata, se pleacă. La și 15. 15.
Ma, și iar trebuie să stăm aici jumătate de oră, eu mi-am făcut treaba. Bine. Cum se cheamă firma? Faraonii România. Ce frumos v-ați parcat și voi. Calificați. Asta e ultima oprire. Da, mai avem 1600 și gata, am terminat. Ne-am luat o piatră de pe inimă. Convoiul ăsta ne-a stat pe suflet. Cel puțin mie ăsta mi-a stat pe suflet. Puteam foarte frumos să renunțăm la el. De-aia gândiți-vă voi ce ar fi însemnat convoiul ăsta fără faraonii. Spuneți-mi și mie. Eu? Ce n-am durat cu serverul? Eu sunt aici. Păi nu știu că pe mine m-a spus. The correction ceva, server broken. Păi intră broken. Din nou. Credeam că a explicat, știi? Nu. Ce-ar fi semnat convoiul ăsta fără faraonii? Spuneți și voi. 47 de... Zice că-s 47 pe server, da? Alexan? Dă-mi un drive by room. Alexa, pune-l pe mut pe nordul. Așa. Unde-s alea 47 de... Obținea Cristian. Sunt de la Prime Logistic. Băieți aici. Ar mai fi aici. De la Price Logistic. Tot 3. Viva Event. Este Viva. Așa, ăștia nu știu cine sunt. Uite mă, și de la Brujin. Bă, pe final acum a intrat un camion de la Brujin, dacă ați văzut așa ce. Care are marșalierul pornit, nu. Tile of Convoy. Aici sunt doi unul peste altul, global. Cargo. Da, suntem 47, știi care suntem aici. Dar ce ar fi fost, uitați-vă și comanda s-a efect domnul Gabulea. Ia uite. Cosmin, ai uitat de unde ai plecat? Nu am la mine. Ai uitat când aveam talpa pe gâtul tău, ai uitat? Am uitat. Nu apare, mai dă o dată înapoi, dă iar. Dacă nu intru eu și dau acum un restart la server, că probabil nu și-a dat restart la server. Stai o secundă, că intru eu acum pe host. Intru imediat pe dedicat. Și dau un restart la server și apare imediat. Stai liniștit. Ia să vedem. 20, probă. Probă. Merge. A, cineva i-a dat stop, dar nu știu cine i-a dat stop. Da, cineva i-a dat stop la server, dar nu știu cine. A, mentenanță, mă. E în mentenanță, nu pornește. Sunt scăzute serverele. Mi-a scris aici mentenanță. I-am dat start, s-ar putea să meargă acum. Așa. Dacă o fi ăsta, da? Ăsta cred că e.
cred că ăsta-i. Mă audeți, băieți? Mă audeți? Dashboard, așa. Da, da. Running. Eu am două servere, am unul de pe lună, de 10 sloturi, și unul pe un an, de 10 sloturi. I-am dat start. Să încerci acum, cred că merge. Măi, fraților, tot am stat așa și m-am gândit într-o seară, venind de la coasă, să fac o melodie frumoasă. Hai, parola. Parola te studia în privat, tată, că nu-i public serverul. Dă-mi un mesaj în privat să nu te mai caut eu. Dă-mi un punct în privat ca să-ți dau parola. Așa. Așa. Cam asta-i. Gata, s-a stins vehicul, acvariu s-a stins. S-a stins, s-a stins. Merge pe tuneric, asta este. Lenuță, dragă lenuță, hai de vino la iubi. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vreme rea. Lasă poartă piatră mare, eu mă duc la leana mea. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vreme rea. Lasă poartă piatră mare, eu mă duc la leana mea. Route 5 will depart in 15 minute. Lenuță, dragă, lenuță, uite, ne-am asolăsat. 15 minutes. Deci la și... Lenuță, dragă, lenuță, la și 10 să plec. Uite, ne-am asolăsat. Se luminează? Da. Hai că prinde și ultima bucată, o prinde pe lumină, tată. Cu 1626 de kilometri. Îi facem pe, îi luăm pe, pe pleașcă, îi luăm pe ăștia. Haide! Vezi, din 17 comunități care sunt, sunt 40 pe server, jumate suntem noi, doar faraoni. Pe convoi de 11.000 de kilometri. A? Mai ziceți ceva, luați-o pe asta. Vezi că-ți mai trebuie un om. Un om? Da, ca să nu-ți dai demisia. Păi aia, eu mi-o dau. Mi-o dau demisia, faceți ce vreți, faceți borș dacă... N-avem... Eu vreodată, băi, ne-ai auzit, tu le dai tu demisia. Nu avem 20 de camioane. Păi da, ce, tu nu poți să duci comunitatea asta mai departe sau ce? Sau tu, Nea Cristi, nu sunt băieți aici care... Sunteți oameni buni, cum adică? Plus că sunteți calificați acum. Auzi, cât timp mai avem până la, până plecăm, la cât plecăm? La și un sfert, eu pe care. Poți să bagi un meci de ce nu, să... Nu, e că dar nu. Până la și un sfert, mai e. 19 camioane. Pe față, direct, numai ca să... Ca să îmi dau demisia, fii atent, din comunitate. Unde-s ceilalți? Unde-s ceilalți cu full DLC? Puterea noastră.
n-a plăcut cinstit să fiu și-am urât minciuna. Noroc de ăștia de deaurile astea. De diplomatic driver acces. Noroc de fraierești. Ai de capul meu cum a dat-o ăsta iar. Ma. Foarte urât, foarte urât. I-am zis un pic că poate să duc el comunitatea mai departe și deja a stricat-o din prima. Ce oameni, bă. Hai cum s-o dai cu ei. Vine saxofonul, vine orga. Că da bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, ca să-mi văd fetele mari și-apoi măritate, să le văd acasă lor. Dacă îi scot moderatorul pentru 5 secunde, lui Leo, care dați un 300? Eu. Vă promoți la Opsala, dar vezi că este server privat, ieși și intră pe Global Cargo, tată, vezi, nu promoți. Nu intră pe promoți. Intră pe server privat, pe event, Global Cargo. Ia, auzi, vine și Cosmin, suntem 20, deci nu mai îmi dau nicio demisie, nimic. Credeți voi că eu... N-aveam oameni eu ca să... Hai, mă. Atât de aproape. Atât de aproape am fost mâncat să ajung un... Din dita mai fondatorul să ajung un simplu player. Cum să ajung, mă? Șofer. La cât am muncit eu pentru comunitatea asta? Drept dovadă nici nu sunt punctat astăzi. N-am fost niciodată punctat. Și tot am venit cât am putut. Sunt pe promoți. Păi nu te dai pe promoți, intră pe Global Cargo. E server privat, e server event, server Cosmin. De asta nu ne vezi. Ia uite, mă, joacă inima lui, mă, când auzi de muzică de asta, mă. Eu? E dor de cântat, da, ță, dor de cântat. Îți dai seama că mi-e dor. Eu mă duc la petreceri, unde curge vinul în valuri, cu șpriț, cu apă, cu gheață la rece, cu aperitivul lui mare, bogat, cu ruladă de piept de pui, cu măsline, cu șunculiță, cu alea, cu cașcaval, cu... Da, mi-e dor de o platou de ăla. Bă, cât l-aș face acasă, tot nu-i mai bun când te duci la nuntă. Cu de-ala cu salată din piept de pui de la un plut în ou, cu... Mare de viață. E mai bun moca. Păi îți dai seama. Ce e moca, e moca, tati. Eu sunt un adept. Sunt împătămit a hranei gratis. Cantina săracilor, tati. Mi-e dor, mă, să ies în sus.
Aie, tată. Prea frumusețe, prea frumusețe de orientală. Să dansează toate buricele. Că ele este cele mai dulci organe. Să le scuturăm așa buricele și țițele pe melodia asta. Am și uitat să ne mai distrăm, băi, tată. Bă, dacă nu mă îmbăt de Crăciun și de Revelion, să vedeți, bă, ce fac eu aici. Dacă nu dărâm blocul, o să vedeți, bă. Băgăm aici tot ce trebuie, tot. Băgăm aici lângă Brad, punem camera aici, Brad în spate, frumos. Ca anul trecut. Ca anul trecut, tată. Ce frumos e pe aici, mă, băi, promoțul e frumos, mă. Și apa asta cât de natural arată, bă, băiatule, bă. Mă auzi la suflet aia, dar asta de asta ce mai zici? Ia ascult aici. S-a terminat șmecheria. Ia auzi piesă. Să-ți ai iubita în brață, să-ți ai iubita în brață pe melodia asta, ia auzi. Mere, ori nu mere. Prea blanau, prea blanau e piesa. Salut și Cavaro, salut! Blanao, blanao! Blăniță curată, tată! Aia zic! Ah, Doamne, tortură, mâncava-și gura kilometrajului. Bă, dacă trebuia să fac atâția kilometri, nu făceam niciodată în viață. Dar pentru imaginea comunității în extern, merge cu voiul ăsta. Dar nu mai iau așa ceva, doar să fiu dement. Nu mai iau. Păi Dana meu se duce la muncă, e 48 de ore cu 24. Noi stăm să ducem, bă, dacă nu o să fiu atent la toate convoiele.
Care muzică? Liniște, liniște în sala de mesion, Fred, că suntem la volan, tată, vrei să pățesc ceva? Deschidem... Vrei să adorm la volan, să... Muzica te adorme. Ai tu ciudă pe mine, Onofrei, Mihai. Vrei să mă vezi în gârlă, gâtul rupt. Ce liniște pe Discord? Păi asta înseamnă să fii calificat. Ce, a oprit cineva? Din contră, le-am spus. Luați, mă, ultimele două porțiuni, luați toată și vorbiți. Dar ei s-au obișnuit așa, băieții, s-au obișnuit cu decența asta de a păstra liniștea pe Discord și foarte frumos din partea lor, că nu trebuie să mai țip eu aici vorbind cu voi. Am spumă, mă, am băieți unul și unul, nu mi-au cerut niciodată nimic. Sunt aici din plăcere și...